Nu există, din cauza ta am făcut X lucru. Sau tu m-ai împins să mă duc la alta sau la altul. Sau tu ești de vină pentru tot ce mi se întâmplă mie rău. Nu există așa ceva. Nu există deloc așa ceva. Da? Pentru că asta înseamnă lipsă crasă de asumare. Persoana care spune lucrurile astea nu participă. Ori în momentul în care tu ești bărbat și alegi să te uiți sau să flirtezi cu alte femei sau chiar să faci sex cu alte femei, asta este o alegere. Da? N-are cum să te împingă cineva să faci chestia asta. N-are cum să fie vina persoanei de lângă tine că faci tu chestia asta, pentru că ea nu te ține de mână în momentul în care tu faci sex cu o altă persoană. Iar în momentul în care ea nu-ți mai oferă sex, ai întotdeauna la îndemână niște variante. Una dintre ele ar fi să deschizi gura și să spui, hei, ce se întâmplă cu viața noastră sexuală, nu ai dreptul să o oprești unilateral. Dacă vezi că nu se găsesc soluții, atunci ai din nou la îndemână o soluție și anume să pleci din relație. Nu există chestia asta că din cauza ta m-am dus la alta sau din cauza ta eu mă uit pe site-uri de escorte sau din cauza ta eu mă masturbez sau din cauza ta nu știu ce fac. Nu există treaba asta. Da? Asta este neasumare, este comportament copilăresc și nu este de acceptat și de tolerat.